Începând din această săptămână, Mănăstirea Strâmbaș a deschis porțile pentru elevi. Tabăra catehetică organizată anual în incinta mănăstirii pe perioada verii întrunește în acest an peste 30 de elevi atât din județ cât și din afara acestuia. Începând de luni 16 iulie 2018, are loc cea de-a 11-a ediție a taberei catehetice de la Mănăstirea Strâmba. Tabăra este coordonată de către Biroul de Catehizare din cadrul Episcopiei Sălajului și de către starețul Mănăstirii Strâmba. Tabăra este o răsplată pentru copiii înscriși în proiectul Hristos împărtășit copiilor, pentru cei implicați în proiectele catehetice derulate în acest an în Episcopia Sălajului, precum și pentru copii și tineri din țară. Copiii și tinerii care participă la orele de cateheză vor fi inițiați în arta iconografică și în același timp vor fi antrenați în diferite activități intelectuale și sportive, precizează starețul Mănăstirii Strâmba. În fiecare serie se desfășoară mai multe concursuri, concurs de toacă, concursul de cunoștințe religioase, concursuri de pictură și întreceri sportive desfășurate sub deviza Minte curată și corp sănătos. La finalul fiecărei serii, organizatorii acordă într-un cadru festiv diplome și premii.